Ce nu e la telefon? Auzit. Bună seara, Bianca. Așa, ia zi, Bianca, divorțez că am înnebunit de 3 ore aici. Băi, oameni buni. Mai mergeți acasă, mai vorbiți alte lucruri. Bomba Bianca, Diane. Nu putem să mergem acasă, că la 7 stai în emisiunea. Da, vă dați seama că dacă aș divorța, n-aș spune asta acum, aici, la televizor. Dar dacă Anda a declarat unele lucruri, ar trebui să o credem pe ea, că deocamdată e singura care a făcut vreo declarație în acest sens. Așa e, și ea a spus că au existat acele mesaje. Da, eu nu pot să vin nici să confirm, nici să infirm, pentru că chiar sunt pusă într-o postură în care orice aș spune poate fi interpretat și nu vreau să-mi fac rău singură. Eu vă mulțumesc că, nu știu, vă puneți semne de întrebare în privința stării mele. Eu sunt ok deocamdată, acum. Mai mult decât atât, chiar nu vreau să... să dezbat, da, la televizor. Eu vreau să te întreb așa, Bianca, dar tu cunoșteai conținutul acelor mesaje sau l-ai citit astăzi pe Sky News, de exemplu? Da, cunosc conținutul mesajelor. Da, a existat vreo discuție sau nu te-au deranjat că ai înțeles că e o legătură firească între ei doi, civilizată, că au rămas într-o relație de prietenie și atunci... poți să înțelegi anumite discuții între ei? Acum depinde. Fiecare poate să înțeleagă ce vrea. Discuțiile astea nu știu de ce le-aș face eu la televizor și de ce ar trebui să mă destăinui în fața întregului popor. Dar cine crezi, Dar Bianca? Prefer, dacă Anda a declarat ceva, prefer să îi dăm crezare ei și să nu mai dezbatem subiectul. M-a asigurat cum crezi? Auzi, dar cum crezi că au ajuns la presă? Care dintre voi trei credeți că le-a dat? Crezi tu că le-a dat? Tu zici că nu? Nu cred că a dat nimeni vreun mesaj la presă. Păi da, mă, dar visează copiii ăștia ce are bărbatul tău un telefon pe bune acum. Nu, eu una n-aveam cum să dau pentru că nu sunt asta în posesia lor. Da, nu, asta e clar, nu s-au întâmplat pe telefonul tău. Corect. Deci în al doilea rând n-am văzut niciun mesaj, sunt doar din vorbe, n-am văzut concret ceva. Nu le-au fost date exact, Bianca, ne-au fost relatate. Și acum și eu îți pot arăta telefonul și mai departe tu să te duci să-i povestești lui Serghei și Serghei e soției deci și da, deci din gură în gură. Da. Faptul că ne confirmă conținutul, pe mine nu face să mă bucure. Care crezi că e sursa? Poate fi doar soțul tău sau Anda Adam, nu? Da, și atunci de ce vorbesc eu? Deci, eu la mine n-aveau cum să fie. Să spun de ce, Anda a vorbit, Anda a vorbit și soțul tău e la trustul concurent și n-ar vorbi cu noi, Bianca. Adică e firesc să te sunăm noi pe tine. Da, păi tocmai de așa. Probabil Anda a povestit cuiva și cineva a dus din gură în gură, Victor, din gură în gură. Sau Victor, ca să nu acuzăm pe Anda. Întrebarea cea importantă, divorțează sau nu divorțează? Nu asta, ci că de asta am venit. Ce răspuns ți-a dat Victor la întrebarea din spynews.ro? Poftim? Nu, răspunde-i lui Serghei. Te întreba Serghei dacă divorțezi sau nu. Deci ar fi chiar culmea să anunț asta la televizor. Acum. O să-i dai lui un SMS atunci? Îi dau un SMS și spun în secret. Nu, e liniștit, dar cum să vorbim despre așa ceva? Mi se pare că lucrurile oricum se exagerează și mi se pare că totul se exagerează. Nu, nici nu știu, sunt pusă într-o situație în care... Sincer, eu nu aș fi răspuns și n-aș fi intrat în tot ce se întâmplă. Dar oricum, eu să știi că îți mulțumesc foarte mult și